Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la știri. Începem jurnalul cu imagini apocaliptice din Suceava. Imagini ce au fost surprinse cu o dronă. Biserica din lemn din Suhamălin arde cu flăcări uriașe. Incendiul a izbucnit în această seară. Ni se alătură cu mai multe informații colega mea, Rodica Tilică. Rodica, te ascultăm. Bună ziua tuturor! La fața locului au fost trimiși pentru intervenție atât pompierii militari de la detașamentele Fălticeni, dar și cei din Suceava. De asemenea, sunt și cei de la serviciile voluntare pentru situații de urgență Mălini, Cornul Luncii și Slatina. Iată, vorbim despre o adevărată desfășurare de forță. Sunt cel puțin 9 autospeciale și o ambulanță SMURD care fă forțe de intervenție. De asemenea, pompierii militari se luptă de aproximativ 2 ore cu flăcările uriașe. Focul a cuprins rapid întreaga clădire. Intervenția pompierilor este și ea una foarte grea. Nu existau, de asemenea, speranțe foarte mari ca ceva din clădirea bisericii să mai poată fi salvat. Până în acest moment a ars acoperișul bisericii, iar pereții portanți s-au degradat. De curând, incendiul a fost localizat și se lucrează pentru lichidarea ultimelor focare. Vă spuneam că flăcările au cuprins întreg lăcașul de cult pe care l-au pus la pământ în doar câteva zeci de minute. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă după stingerea incendiului, urmează ca pompierii să stabilească de la ce anume au pornit flăcările. Și mergem chiar în acest moment la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava. Suntem în legătură telefonică directă cu purtătorul de cuvânt, Alin Gălată. Bună seara! Bună seara! Domnule Gălată, spuneți-ne cum interveniți și care este situația în acest moment? Așa cum spunea și colega dumneavoastră, la sosirea colegilor mei, biserica ardea generalizat, iar flăcările au afectat acoperișul construcției și pereții portanți ai bisericii din lemn. Vorbim de o suprafață amprente la sol de aproximativ 200 de metri pătrați. Ne bucurăm că nu s-au înregistrat victime, iar incendiul a fost lichidat în limitele găsite, înainte ca flăcările să se propage la un cămin de bătrâni, în curtea căruia este construită biserica și la construcțiile anexe din jurul clădirii afectate de foc. Cât de dificilă a fost intervenția, domnule Gălată? Intervenția a fost foarte grea din cauza focului foarte mare. Vă dați seama, toată clădirea era construită din lemn, ardea ca o torță și am fost nevoiți să o înconjurăm din toate părțile pentru a localiza flăcările și a le împiedica să ajungă la căminul de bătrân care se afla la o distanță de aproximativ 20 de metri. De altfel, la ora la care vorbim, se lucrează pentru căutarea eventualelor focare ascunse în grinzile din lemn și pentru îndepărtarea materialelor de construcție afectate. Așa cum spunea și colega dumneavoastră, ulterior, după finalizarea misiunii, se va cerceta și se va stabili cauza probabilă de pornire a incendiului. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava a fost în legătură telefonică directă cu noi, Alin Gălată. Mulțumim încă o dată. Mergem mai departe cu știrile. Halatul alb nu este întotdeauna garanția că un medic face numai bine.